Unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din Marea Britanie introduce săptămâna de lucru de 4 zile pentru angajații săi. Inițiativa vine în contextul în care cifra de afaceri a companiei este în scădere în ultima perioadă. Lanțul de supermarketuri Asda testează săptămâna de lucru de 4 zile pentru angajații săi. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: "Încă din septembrie 2023 am testat mai multe variante de program pentru managerii magazinelor noastre, incluzând săptămâna cu 4 zile lucrătoare. Programul de 4 zile lucrătoare pe săptămână devine din ce în ce mai popular. Programul mai flexibil a devenit obișnuit în acest domeniu în ultimii ani și suntem dorniți să testăm și să învățăm diferite moduri de lucru pentru colegii noștri. Deși încă evaluăm rezultatele acestui studiu, feedback-ul colegilor participanți a fost foarte pozitiv." Gigantul supermarketurilor a spus că a căutat modalități de a-și face programul de lucru mai flexibil și mai bun pentru angajați. Prima modificare a fost introducerea săptămânii de 4 zile din septembrie 2023. Acest lucru le aduce angajaților 50 de zile libere în plus pe an. Următorul pas va fi organizarea unui concediu colectiv între 23 august și 9 septembrie 2024, urmat de o săptămână multimodală între 7 octombrie și 10 octombrie. Această perioadă va fi dedicată consolidării legăturilor dintre membrii echipei și va include o serie de traininguri și workshop-uri. În plus, angajații vor avea ocazia de a contribui activ la un proiect surpriză. Săptămâna de lucru de 4 zile este implementată în continuare și în România, după succesul din Marea Britanie, care a dus la creșterea veniturilor, scăderea numărului de demisii și a zilelor de concedii medicale. Programul de lucru de 4 zile pe săptămână a fost testat în Marea Britanie, timp de jumătate de an, în cadrul unui proiect pilot ce a inclus peste 60 de companii cu 3.000 de angajați, relatează Observator News.ro.